Avem un nou challenge, o nouă provocare aici în București, unde vom încerca să trăim zărac bogat timp de 24 de ore. Deci chipul lui Mihai Viteazu să decidă soarta noastră. Eu arunc pentru băieți. Deci fetele sunt bogate! Deci noi trebuie să ne descurcăm cu un buget limitat. Mircea, mai ții minte cântecul cu vagabondul? Îl vom cânta timp de 24 de ore. Ați văzut mașinile alea de cursă? Simt că vom avea un sejur interesant! Deci, peste 24 de ore ne întâlnim tot aici. Eu gata, deja simt! Astăzi ne vom permite orice în București! Dar, fetelor, voi fiind cu bugetul nelimitat, ia vă rog frumos să luați și chestia asta pentru abonații noștri. Să o umpleți cu bani și o ascundeți undeva în București. Oh, cât pe ce să uităm de ea! Sigur o luăm cu noi! Urmăriți-ne să vedeți unde o ascundem! Hei, ce ziceți să explorăm împreună parcul Herăstrău? Invitația este a voastră, deci voi achitați! Hei, nu! Fiecare cu bugetul lui! Bine, a fost o încercare! Hai să mergem! Și să înceapă sejurul nostru cu câte o înghețată! Ciocolată! Mulțumesc! Și la mine e ceva sărat, așa am înțeles. Să vedem cum e. Da, te salut! În parcul Herăstrău am găsit un teren de joacă pentru copii. Și cel mai important, este gratuit. Deci băieții vor petrece o perioadă de timp aici. Într-adevăr e sărată! Înghețată sărată? Mă dau în leagăn cu geanta! Tati, mergem să găsim hotel? Da, vedem ce reușim. Fetele au plecat împreună pe Ionuț, iar băieții, Semara. Chiar sunt foarte curioasă. Oare cum se vor descurca echipa băieților? Ce-am obosit! Tati, dar de ce vorbești așa de încet? Pentru că suntem într-un hostel, iar aici oamenii mai dorm în timpul zilei. Sunt vecinii noștri. Mai este cineva aici? Toate odăile sunt pline. A rămas doar acest living și fotoliile de aici. Vom dormi pe ele? Da, Mircea, sunt extensibile. Ca să nu cărăm cu noi valiza, zic să o lăsăm aici la gară. O idee bună! Hai! Dar hai să explorăm și bucătăria noastră, dar și în living să mergem. Cineva și-a uitat sticla aici? În schimb, avem de toate. Și cuptor, și microondă, chiar aparat de făcut cafea. Ia să vedem dacă are boabe. Sunt și boabe. Tati, ce e asta? E un frigider, Matei. Doar că un pic gol. Ce scrie pe el? De fapt, aici fiecare pune nota pentru locație, atmosferă, experiență și multe altele. Și îți mai las și un mesaj pentru gazdă. Cum adică? Pui nota pe Booking și aici? Da, desigur, gazdele vor să cunoască ce gânduri au clienților despre ei. Melissa, hai să căutăm cel mai fain restaurant de aici în orașul vechi din București. Hai să vedem! Vai! Ce living mare! Dar nu este doar al nostru. Îl vom folosi încă unul cu ceilalți. Noi doar vom dormi pe această canapea. Aici? Da! În schimb, avem televizor. Ce cred, nu este în alte odăi. Ultima oară când am fost aici în București, am mâncat la cărul cu miere, cu piere, miere, nu mai țin minte. Avea o mâncare foarte delicioasă. Să-l căutăm? Și eu știam de hanul lui Babuc sau Papuc. Melissa, caut pe Waze și nu găsesc nimic, nici una, nici alta. Ceva noi am greșit, cu siguranță. Atunci pe care primul îl găsim, acolo și ne oprim. Hai să mergem. Uite, aici e Maia. Încă nu este ocupată. Mami, uite aici! Doar că este arhi plin!
Eu zic totuși să intrăm și să vedem, poate găsim vreun loc. Hai! Mircea, m-am uitat aici prin niște meniuri și am văzut prețurile. Da, am văzut și eu. Sunt prea piperate pentru buzunarul nostru. Eu când le-am văzut, mai să-mi pice plombele. Hai să-i căutăm în altă parte. Am zis eu, restaurantul este foarte căutat de turiști. Locurile sunt rezervate din timp. Atunci încercăm la hanul lui Papuc. Am postat pe Instagram că suntem în București. Și prietenii noștri deja au și observat poza noastră. Și ce au scris? Ne invită acasă la ei. De ce ară și ne salvează prietenii? Așa e, Mircea. Important în viață să ai foarte mulți prieteni. Hai să mergem prin oraș. De fapt era hanul lui Manuc Melisa. Da. De ce GPS-ul dădea eroare? Încep să găsim ceva să mâncăm pe astă seară. Și ne-a reușit să alegem cel mai fain loc de aici, din local. Mircea, aici este pune gratuit. Să gustăm. Hai. Suntem chiar în mijloc. Ne-au adus și niște păturici. De fapt, am vrut să mâncăm afară. În interior totul este rezervat. Da, ce costă? E 5 lei. Hai să luăm, bine. Și ceva delicios să fie. Am tot așteptat chelnerul ca să ne preia comanda. Dar am văzut ceva pe masă. Da, da, trimite comanda direct la bucătărie. Ce simplu! Hai, Melissa, dă comandă! Ce ai ales? Eu voi mânca moftul mofturilor occidentale. Ce mai este și asta? Nu știu ce e asta, dar sună foarte bine. Dar eu nu-ți vrei și tu? Iar eu îmi aleg poftele duduiei, cudiții de purcel. Și pentru Ionuț, o ciurbă de miel. I-am luat niște pasuri bătute și doresc lui bun și cu. Ionuț, a venit ciorba ta! Hai să mâncăm! Cam? Da! Îmi place foarte mult aici! Chiar e foarte drăguț! Eu am luat tortila și aici cârniță! Aceasta este mâncarea mea? Hai că Ionuț atentează la mâncarea ta! Aici? Wow! Mie mi-au venit poftele duduiei, codițele de purcel! Și mofturile mofturilor, de fapt, este un burger. Ia să vedem, e codiță sau nu? Nu prea seamănă codiță, parcă e carne. Să vedem la gust. A, dar eu credeam că chiar sunt cozi de purcel. Și prin gust de purcel. Aromatele este clar. Am mâncat bine? Acum, Melissa, trebuie să căutăm cazare! Unde să noptăm? Deja este noaptea! Hai să ne grăbim! Hai! Voi lua un nou distrut! Wow! Oh, oh, oh. Cât de fain arată! Ce imens este acest apartament! Oh, nu cred! Nu știu ce fac, prietene. Iar vă plecăm la prietul, da? Să vizităm. Și mi-au spus că trebuie să ceva frigorine, cea? Că cum azi noi am mâncat nimic, e cam pană. În acest hotel spațios ne vom simți minunat! Hai să vedem cum arată! Minunat! Mie-mi place! Ce pat fai! Vreau să mai văd dacă mai sunt camere! Wow, încă una! Veniți aici! Păi eu vreau să vin eu! Wow, doar eu cu Ionuța acolo înseamnă că... Bine! Și dulapoi, dresic! Bun, și priviliște! Noi băieții am venit în speție, la Matei și la Geo, și aici mâncăm pe săturate. Habar n-am ce fac fetele, dar noi mâncăm foarte gustos și cartofi, și figurit, și salată. Salut, Matei! Poftă bună, băieți, bine ați venit la noi! Haideți să mâncăm! Mulțumesc! Poftă bună, Mitică! Mulțumesc, Matei! De fapt, Matei de București s-a născut într-o zi cu Matei din Chișinău! Am și balcon! Dar stai un pic,
Unde e baia? Stai puțin, în camera unde stau cu Ionuț am văzut ceva. Hai să vedem acolo. Hai. Iată, chiar e aici. O baie în dormitor? E foarte comod, mie îmi place. Melissa, aici de seară vom face un duș. Este foarte distractiv la Matei acasă. Ne vom juca cu el. Plus, plus. O fac cu plată. Mai apuț. Da. Iar eu am o mână vorbăreață care vorbește. Salut! Băieții dorm? Dar eu fac un duș dimineața. Important să vină alt chiriaș care s-a căzat aici. Deci ești, m-am trezit mai dimineața de la ora 5 ca să reușesc să fac un duș. Cum ai dormit, Melissa? Foarte bine! Eu am pregătit valiza să o ducem la gară, să avem mâinile libere cât ne plimbăm prin oraș. Deja toți s-au trezit. Am ajuns foarte târziu aseară. Iar acum a ajuns momentul să punem nota pentru gazdă. București, salut! Bine te-am găsit! Aici vom lua micul dejun! Abia aștept! Micul dejun? Vom lua undeva la restaurant, în oraș? Atmosfera e de nota 10. Da, vecinii au fost foarte înțelegători. Eu zic să lăsăm lucrurile aici care nu ne trebuiesc și să mergem în oraș. Da, eu plec în camera mea. Mergem? Da. Zece. Ce bine că faci o alergare de dimineață! Și mai ales atunci când ești în centrul Bucureștiului! Acum mergem să mâncăm undeva. Te ajut, Mircea! Mami, hai să căutăm cele mai faine mall-uri, unde bucureștenii își cheltuie banii! Eu tot așa sunt, de aceeași părere. Hai să căutăm cel mai fain mall din București! Hai! Băieți! Să căutăm ceva, vreo plăcintă? Miroase deja cartof. Hai să mergem încolo. Noi am ales să mergem pe jos pentru că vom face așa și exerciții fizice, dar vom face și economii. Hai, Melissa, să faci o comandă de un taxi? Pentru că cu transportul public e cam dificil și gara e cam departe de aici. Da. Preluat? Foarte multe locuri frumoase în București, pe care le poți vizita gratuit, nu? Da! Cu băieții ne-am consultat și am zis să mergem la un restaurant cu specific moldovenesc. De fapt, este un restaurant, o rețea de restaurante din Republica Moldova, la plăcinte. Mâncăm plăcinte moldovenești în București? Chiar îmi este foame! Și eu vreau! Atunci hai să intrăm! Este chiar aici! Și după cum am spus, Melissa, hai să mergem la un mall! Și l-am ales pe cel care are cele mai multe review-uri și cele mai bune! Hai, intră acolo! Deci tot mall-ul este al nostru! Da! Hai să luăm loc! Uite aici la masă. Hai aici. Să văd ce plăcinte au. Mircea, dar să știi că eu am un card de reducere la ei, doar ca la cei din Republica Moldova. Tati, eu vreau plăcintă cu brânză și verdeață. Cocina găguță. Da, într-adevăr, au și cușma la găguță. Dar eu voi mânca cu zeamul cu tăiței. Transport pentru Ionuț am găsit. Loc pentru bagaj am găsit, acum să mergem să facem cumpărături! Haide! Mami, mall-ul este imens! Și totul este al nostru! Vai, cât de mult îmi era dor de o seamă moldovenească cu tăiței!
Iar ardeiul iute m-a provocat să beau tot sucul. Mami, poate vă patina? Îmi este foarte dur de patine. Hai să încercăm. Și am plecat să ne distrăm. Hai, Melissa! De patine în centrul Bucureștiului. Vai! Am prins la curent! Iată că au ajuns și plăcințelile. Al Matei cu cașcaval. Hai că prindem la curaj și viteză pe patine! Wow! Măi, cât de mult! Cum era dor de ele! Și brânză de vaci cu verdeață. Hai, Matei, să ne amintim de Republica Moldova. Dacă n-ai mâncat plăcinte de la plăcinte, nu ai mâncat nimic în viața ta. Mami, ce zici să exploatăm acești munți din mol? Iar după aceea să mergem la tobogane și trampoline. Ah, da, într-adevăr, sunt acolo. Iar știi, băieții, unde suntem noi? N-o să ne ierte niciodată! Băi, câtă distracție este aici! A venit cu un coce. De fapt, coșmarul. Hai, mâncați, băieți! Poftim! Ție mici așa mie! Am dat comandă de niște suc comisetat și iată că a ajuns! Am mâncat foarte bine. Acum să caut cardume de reducere. Am ieșit de pe patinor, că Ionuț deja dormea și nu mai vroia. Deci să mergem mai departe, Melissa. Da, dar să beau un suc. Noi vom călători cu metroul, pentru că ne costă mult mai ieftin. Și putem călători toată ziua. Așa, și 10 călătorii ne ajung. Wow, ce deserturi! Să alegem ceva de aici! Deja nu este foame! Wow, cu mica sirenă! Wow, vine metroul nostru! Este foarte rău! Mami, privește ce am găsit aici! Hai să luăm, băieților, niște jucării surprize! Oare ce fac aceste jucării? Sunt ouă din care ies pulei! Și magneți! Florile plac foarte mult! Melissa, ia și o surpriză din astea. Lui Matei îi plac la nebunie. Iau. Dar îmi voi lua și manicură. Să o fac unghii. Vă mulțumesc. Coborăm chiar acum. După cum ne-am înțeles cu băieții, la finele challenge-ului trebuie să ne întâlnim la punctul de pornire. Adică în parcul Herestrău de aici, din București. Până ajungem la băieți, am făcut aici un popas la parcul Herestrău. Și anume pentru a ascunde sticla cu bani. Un indiciu! Suntem aici la monumentul Făt Frumos din parc, iar în spatele lui este un copac cu scorbură. Și în interior vom pune sticla. Hai cu mine! Dar atenție! Ca punct de reper, aveți aici un skatepark și un teren de joacă! Iar copacul cu scorbura este chiar în spatele monumentului! Deja timpul s-a scurs! 24 de ore deja s-a finalizat! Dar fetele nu sunt încă! Ce s-a întâmplat? Probabil s-au luat cu distracția! Aici avem banii! Parcul este mișunat de oameni! Este weekend! Și ne ascundem! Hai să-i punem așa, iar cel norocos care îi va găsi, așteptăm să ne scrie în comentarii sau să ne trimită o poză pe Instagram, contul nostru, Melimie YouTube. Uite aici sunt! Dar, ca provocare, cine o găsește, trebuie să scoată banii din interior fără să spargă sticla. Tradiția noastră! Uite, este aici scorbura. Băgăm sticla cât mai adânc posibil să nu o vadă nimeni și deasupra vom pune niște crengi. Să fie mai sigur
să ajungă exact la tine cel care ai văzut unde am pus-o. Sarcina noastră deja este îndeplinită. Iar acum hai să vedem dacă au ajuns băieții. Nu ce le văd! Hei, suntem aici! Credeți că pierdem challenge-ul? Nu! Nu voi scăpa atât de ușor de noi! Noi, băieții, am avut un sejur foarte interesant, dar și foarte plin. Iar la voi cum a fost? Foarte colorat! Bucureștiul le-a oferit foarte multe ocazii minunate! Și noi ne-am simțit ca acasă aici, în București, dar ne așteaptă Ardealul. Și trebuie să ne întoarcem la cuibul nostru! Melissa, hai să luăm valiza! Iar acum mergem la băieți. Deci a sosit trenuțul nostru, să ne îmbarcăm în el. Vagonul 4 al trenului ne așteaptă. Deci hai să urcăm mai repede, nu am răbdare. Iar acum să mergem. Intrați în trenul nostru cu patul. La început merg eu. Bravo. Și Matei, apoi Melissa cu furicica ei. Salut! Și mami, wow, am încăput toți în tren. Să vedem, camera 21 și 31. Hai că am ajuns prima odaia noastră. Aici nu e mai nisă, yes. De când mi-a fost dor de trenul nostru? Și mie la fel. Oare facem un challenge? Ce da. Spuneți? Da! 24 de ore în tren! Nu știu, da. Nu știu! Să decid abonații, să ne spună în comentarii! Vor sau nu? Hei, București, bucureștenilor! Ne vedem data viitoare! Dar tu, dacă vrei să ajungem în orașul tău, atunci apasă pe like! Pa, pa!